Metalurgia aramei în civilizațiile precucuteni și cucuteni, semnată dr. Ion Mareș, arheolog la Muzeul Bucovinei, a fost finanțată de instituția la care lucrează și unește în cele aproximativ 600 de pagini tot parcursul metalului din perioada respectivă. Urmărindu-l pe colegul și zic prietenul Mareș, de când a venit de la muzeu, ar trebui să rețină ca un fapt extrem de meritoriu faptul că, m-am repetat, am anumite emoții, așa e la tinerețe. El și-a dat doctoratul cu o lucrare în domeniul metalurgiei aramei, așa cum o spune pe copertă, a rămas într-un fel fidel acestei teme de la doctorat. După părerea mea, asta este un lucru extraordinar. Cum a fost concepută această lucrare? Ne apropie de o mare realizare a civilizațiilor trecute. Cartea se referă la area culturii culturilor precucuteni și cucuteni din spațiul românesc. Evident, acestea sunt înregistrate într-un corpus solid, bănuiesc complet. Nu cunosc dacă o mai fi pe undeva încă o piesă rătăcită sau, mai cu seamă, inedită, pusă într-un sertar undeva și uitată. Deci se referă numai la spațiul românesc, dar cu numeroase analogii și trimite într-un spațiu foarte larg, în Orientul apropiat, în Peninsula Balcanică și în Europa Estică.